La noapte, în regiunile extracarpatice și în depresiunile Transilvaniei, vremea va fi deosebit de rece, local geroasă. Vor fi norări temporare și cu totul izolat va ninge slab. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, unde va spulbera zăpada. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 20 și minus 2 grade, cu o minimă de minus 14 grade la Brașov, unde cerul va fi parțial noros. Sâmbătă vremea va fi deosebit de rece în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul teritoriului temperaturile vor fi apropiate de normele perioadei. În zonele joase de relief, mai ales dimineața, izolat va fi ceață asociată și cu depunere de chiciură. Cerul va fi variabil în regiunile intracarpatice, dar va avea norări relativ persistente în cele sudice și estice, unde pe arii restrânse va fulgui. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între minus 8 și 6 grade. La Brașov cerul va fi senin și este posibil să apară soarele, dar maxima zilei de sâmbătă nu va urca peste minus 2 grade Celsius.